NeoServers este firma de host unde îmi țin și eu serverul. Este un host foarte bun și vi-l recomand. Nu poți să ai toată încrederea. Hai, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm, după cum puteți vedea, un joc românesc care se numește Heterodox. Este făcut de un developer român, de la care am cerut și eu jocul și am zis, bă, dă și mie jocul, frate, fac și eu un video, Doamne ajută. Bine, nu este așa, dar vă prindeți voi. Cam așa arată meniul jocului. Jocul puteți găsi pe Steam, costă $10. Și da, hai să dăm new game, ci că treaba se întâmplă în Castelul Bran, pe o insulă din Grecia, din ce am văzut, nu știu dacă zis, dar jocul a apărut și la știri. La știrile Pro TV a apărut jocul. Este alături de noi, one man show, adică tu ai lucrat singur la propriul joc care se numește Heterodox. Este un joc care e inspirat din două lucruri, începând de la Castelul Bran. Okay. Și un joc vechi care l-am jucat eu când eram copil. Deci da, joc făcut de un român din care, de la care am înțeles că s-a lucrat 7 ani. Și că good. Deschidem ușile cu E. Am văzut că l-a o sabie de undeva. Deci a zis că a lucrat 7 ani la jocul ăsta, bă, guys. Și nu știu dacă e gata, vedem acum cam care e treaba. Ar trebui să fie horror, din câte am văzut acolo. Lași voi un like înainte să începem și nu uitați să vă abonați. Avem aici o sobică, avem nu știu ce pe aici, Castelul Bran. Că eu n-am fost la Castelul Bran, nu știu dacă ați fost la Castelul Bran și dacă știți cum este. Ok, ce e asta aici, boss? Lasă așa, mă. Era un covor aici, nu? Da. Covorul ăsta, nu știu, l-a arătat acolo la știri. Da, nu știu, guys. Hai să vedem ce se întâmplă. Mergem mai departe, am luat cheia, deschidem ușa aici frumos. Și plecăm. Mergem pe scări. Nu știu de ce, la options, nu avem nicio setare pentru volum. Dacă vedeți voi, eu nu văd nicio setare pentru volum, guys. Load game options, achievements, ce e aici? Mobile guideline, nu știu ce, bla bla bla. Bun, hai să vedem unde mergem. Aici n-avem unde. Aici, da, deschidem ușa. Bun, putem să și sărim în jocul ăsta, nice. Bă, ne mișcăm destul de repede, dacă vă dați voi seama. Bun, ce e aici? Pot să-mi iau un arc? Nu pot. Ce e aici, guys? Pot să-mi iau și ceva de aici, o sabie, ceva? Opa, avem o sabie, ia. Ia că am găsit sabie, guys, cu care putem să dăm. E încuiată, ne trebuie cheie. Dar unde e cheia? Bun, deci ne trebuie o cheie să deschidem ușa asta. Bă, să ziceți în comentarii dacă vă place jocul ăsta, guys. Și dacă vă place, dați și voi acolo un like, pentru că este un joc romanesc. Opa, vin și mâine, fii atent. Păi, ești nebun? Și arată caracterul nostru, mă? Mă? Ok, uite cheia aici. Battle Silver Key. O luăm, deschidem ușa și vedem ce ne așteaptă mai departe. Avem aici niște scări, un tablou acolo. Ce să le-am, o mere, ce de... Ok, boss. Vă că avem aici niște torțe de-astea destul de creepy. Bun, ce e pe aici? Avem o poțiune de asta. Opa. Surprise, motherfucker. Ia. Mă. Ce e asta, bre? Dă, bă, health potion de ăsta, că m-a bătut băiatul ăsta. No, bre, ce era să mă bată. Putem să deschidem? Blocked way. Aoleu. Ne trebuie cheie, nu? Ne trebuie o cheiță, guys. Ca la ușa anterioară. Sau putem să mergem altundeva? Nu cred. Ah. Never mind. Loading. Opa. Ce se întâmplă, guys? Am ieșit din castel? Loading. Ia. Bun. Vai. Ce avem noi aici? Avem un hold to equip. Ok. Asta nu știu ce e. Putem să plecăm de aici, văd că avem un mic labirint și ieșim afară. Ce frumos este afară, niște norișori care chiar se mișcă dacă ne uităm noi atent. Chiar se mișcă noi. Ce e aici, mă?
Sari halogene. Bun, mai avem aici niște health potion de ăsta. Și de aici în partea asta ce e? Alea nu știu ce îs. Hai că eu pe aici, că poate că e mai sigur pe partea asta, guys. Mergi și nu e așa unde e mai sigur. Bun. Nu știu cât, cât... Uliu. Ia. Mori, mă. Voi vedeți, mă? Stai așa să faci o poză. Ce-o muri săracul, nu? Băi, îmi place că avem de-astea poțiuni de viață. Fiecare doi... Eu ce dă ăsta mâncați așa... Dai, băi, jos, bă, de... Bă, dar cât sunteți mâncavași, gura voastră? Ce asta? Ia! Nu! Bă, ce sunt ăștia mâncați? Da, da... Ioi, nu mai am viață, mă! Dă-mi, bă, de-astea! Mamă, dar ce scoși ăștia? Uite, uleacă, cum sunt îmbrăcați! Ia uite ce încet vine, ne-a la... Uai, leu, dar ce mi-a dat-o! Ce-i aia? Ce-i asta, mă? Ia uite că dă... Aruncă și ăla! Dar nu mori, mă, odată! Hai că fug de aici, că nu se mai poate! Ia uite ce vine aia, mâncați așa! Ăsta ce? Mana. Mana potion. Need key. The potion key. Uai, dar lăsați-o, măi. Mamă! Avem key pe aici? Stați, mă, că nu v-am greșit cu nimic. Uite key aici. Bun. Hai să vedem dacă putem să trecem de băieții ăștia. Ok. A, mă, gata, gata, potoliți-vă puțin. Da, mă, nu știu ce e cu ăștia. Ia uite altul. Ce dracu. Ia ce fuge, bă, fii atent. Nu. Dacă ne închid ușa mai intră? Nu merge închisă. Mă, ce-ți cu topoarele astea, băi? Ia uite, bă, dacă sunteți mâncava și gura asta. Sunteți cam proști așa, nu știu cum se... Opa, arcul săgeți, ia. Păi și cum îl schimb? De pe Q, cum? Mi-a luat topor. Trouble. Nu, lasă sabia atunci. Tu de unde ai apărut? Uei! Bă, nu știu dacă trebuie să mă bag cu ăștia. Sau nu, dar eu mă duc, nu. Ce avem noi pe aici? Avem niște cave-uri de-astea, o luăm pe jos pe aici, dacă ăla e sus. Că mai e pe acolo o găoază. Dar nu, o să mergem tot înainte, guys. Ia ce dă el, bă, ne-a de aici, mă, bă, crezi că eu... Nu știu să mă bat. Ce e aici? Trebuie că vreau să-i tai mâna să văd dacă fuge ca celălalt. Lasă așa cum a căzut. Bun. Nu știu ce e acolo. Stânga sau de ta la ba la porto ca la stânga. Aoleu. Am pe calea strâmbă. Need key. De bronze key. Mamă, să zic că ne trebuie key. Și noi n-am la cheia, guys. Ia, aici poate nu trebuie cheie. Sau? A, dar aici n-ai o să ajungi. Trebuie cheie, am uitat să luăm cheie. Dar cine știa că trebuie cheie? Ia să vedem, avem vreo cheie pe aici? Mă, stai mă, că eu sunt pașnic. Cred că aici e cheia, ia. Nu e aici, mă, și mă bate fia. Mamă, de unde ți-a uite. Ioi, cât sunt aici. Ioi, nu. Da, mulți sunt, mă. Păi și cheia unde e, mă, frate? Am niște săgeți.
S-a făcut și sabia de sânge. Bă, da, să vezi că ei au venit așa încet, dar au venit, mă. Bă, unde dracu-i cheia, mă? Halogene, unde ai lăsat cheia, boss? Ia uite-l pe ăsta, săracu. Care mi-am luat un health potion de ăsta. Cred că nu e aici, hai să vedem. Hai să vedem, trebuie să căutăm cheia, guys. Până acum doar am căutat chei. Mamă, dar ăștia vin după mine, n-au nicio treabă. Cred că trebuie să ajung cumva acolo, mă. Ia, fie antena. Facem o manevră. Manevră, ia. Am găsit cheia, frate. Ia uite, avem și apă aici, fie. Avem și apă, băi. Ce faceți, băi, băi nebunilor? Da, mai stați, bă, o leacă, băi. Putem să dăm speed cumva? Sau... Am că am găsit cheia, băi, nebunilor. Ia să vedem, mă, unde mai mergem acum. Bă, dar am cheie, mă, frate. Nu mai zic nimic. Bun. Și acum cred că ne teleportăm. Loading! Bă, nu știu dacă o să jucăm tot în episodul ăsta, pentru că nu știu cât durează jocul, nu știu dacă ăsta e beta, dacă ăsta e jocul full, chiar nu știu. Nu știu ce se întâmplă pe aici. Niște butoi, avem niște mana. Le bem pe toate, că de ce nu? Ce e ăsta? Falchion. Ah, e cuțit, Falchion Knife, ok, ok. Ok, boss. Bun, hai să vedem ce mai avem noi pe aici. Avem niște butoaie cu cocaină. I don't use drugs, please. Cel puțin așa pare. Ha? N-ai văzut nimic, ha? Da, da, acolo-s, acolo-s. Dă niște de-astea. Ioi, stai să vezi că iar fug de ăștia, iar mă duc unde nu trebuie. Ia, da, ăștia dau mai tare, bă. Băi, eu vreau doar să ies undeva. Mamă, vârt în cerchi, fii atent. Bă, m-am învârtit în cerchi, fii atent aici. Ia ce țipă ea pe acolo. A, am găsit, ok, bun. Hai, mă, să mai bat câțiva, mă. Sau las, că parcă mor prea greu ăștia. Să-i se atrag aici, fii atent că acum vin toți. Nu mai veniți, mă. Dă-vă mulți. Dă-vă mulți voștri, știi? Mamă, ați vezi că mă bat ăștia. Băi, stai, mă, că nu mai am pământ să ies. Eu ce fuge ăla. Mamă, m-au prins. M-au prins șolobanii. Mamă, dar cât ți-s aici, mâncați așa, ce se întâmplă aici? Ia uite ăla, stă cu capul în jos, ia. Nu mai știu care să mai mă dau. Am zero viață, dar nu mor, ia. Și acum ce se întâmplă? Cam ăsta e jocul, fraților, nu știu ce se întâmplă după ce mori. Să ne zică developerul în comentarii. Da, bă, guys, cred că ăsta a fost și jocul nostru, jocul românesc, Heterodox. Îl găsiți pe Steam. Dacă mă întrebați pe mine, momentan nu știu dacă merită să-l cumpărați. Adică vedeți și voi cam ce s-a întâmplat aici. Am murit și nu se întâmplă nimic. Jocul cred că e în beta. Beta build May 2021. Cred că mai sunt bug-uri de făcut, de fixat. Nu știu care e treaba. Deci da, ăsta a fost și jocul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-vă un like și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, salut, gen. Pa, pa.